Cei care s-au născut în zodia Fecioarei vor avea între 10 și 11 iunie după amiaza o perioadă destul de bună pentru a discuta, a stabili contacte umane, a aborda pe diferite căi direct, prin viu grai sau prin intermediul documentelor, o chestiune de interes comun. Nu e obligatoriu să fie o chestiune conflictuală. Dacă este una conflictuală, atunci abordarea va conduce spre o atenuare a factorilor de stres și șansa de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă este vorba de o propunere, de o ofertă, atunci s-ar putea ca lucrurile să stârnească chiar interes, bucurie, speranță, planuri de viitor. Între 11 iunie după ora 16 și 30 de minute și seara zilei de 13 iunie, mecanisme bănești, mai ales pe relația cu oameni și instituții, care se interpun, intervin sau de care depind o rezolvare, stă sub semnul îngrijorării, al preocupărilor și al analizelor destul de atente și de concentrate, dar care creează o stare de iritare interioară. Între 13 iunie, după ora 21 și 30 de minute și zorii zilei de 16 iunie, cei născuți în zodia Fecioarei vor găsi destule motive să își capete, recapete sau consolideze stabilitatea interioară, bazată pe credințe, convingeri, interese, preocupări sau planuri realiste de dezvoltare personală. Uneori, există niște temeri mai puțin explicite, mai puțin logice, pentru că acelea vor veni dintr-o zonă tăinuită, o zonă a instinctelor, o zonă a amintirilor tulburi, o zonă a unor reacții mai greu de metabolizat care vin dintr-un trecut îndepărtat și care pot să le tulbure această ordine. De aici și nevoia de a interveni imediat, direct, eficient și de a menține această stare care le asigură posibilitatea să se dezvolte, să se afirme, să se împlinească, ori să pună bazele unui început nou într-o direcție de viață. Din 16 iunie, după ora 5 dimineața, sectorul carierei stă sub semnul mai multor planete care le permit să comunice bine cu lumea, să se prezinte bine, frumos, inteligent, în public. Și asta nu doar pe fondul soarelui care era deja intrat în acest sector, ci și pe fondul prezenței planetei Mercur, care din 11 iunie va începe să traverseze zodia Gemenilor. Se va plasa în sectorul pe care îl guvernează, va fi deci un Mercur puternic, armonic, în stare să-și etaleze calitățile, eficient și aducător de șanse nesperate, de o clipă. Mai poate aduce întorsături de situații neașteptate, mai poate să creeze nebănuite forme de afirmare ale nativilor, de-a dreptul de admirare și pentru ei înșiși. Pe ideea, nu credeam că sunt în stare de așa ceva. Șederea planetei Mercur în acest sector nu va fi lungă, va fi până pe 27 iunie, de 16 zile, dar va fi eficientă. Din 16 iunie, după ora 5 dimineața, luna își va începe și ea tranzitul prin zodia Gemenilor, pregătindu-se de iminenta fază de lună nouă în Gemeni, care va avea loc săptămâna viitoare. În felul acesta, în sectorul casei a 10-a, sunt distribuite mai multe tipuri de vibrație bune, care pot să aducă succes, împlinire, notorietate, imagine bună și mai ales simpatie a celor din jur, public, asistență, specialiști, grupuri de oameni cu care nativul se întâlnește. Nu va fi un succes de lungă durată, temeinic, să le asigure o carte de vizită până la sfârșitul vieții, cum ar fi, de exemplu, o carte scrisă, o lucrare, o descoperire, dar va contribui în această perioadă la o ipostază agreabilă, respectabilă, lăudabilă, depinde de vârstă și de domeniul în care se afirmă, se prezintă, ori la porțile căruia cei tineri bat acum.